Hei, hei, bună dimineața! M-am trezit cam greu azi, dar am reușit să mă trezesc. Acum mergem spre micul dejun. Hai să vedem ce putem să mâncăm astăzi. Oricum nu e așa de aglomerat cum e la prânz sau la cină. Morning 2301. Ok. Bună. Ok. Și să vedem ce avem pe aici. Eu am rezervat dieta. Asta este foarte uguș. Uguș plătite, nu știu, habar n-am. Aici ce avem? Ouă și salată. Acolo. Masterchef. Aici chiftele și cartofi prăjiți. Iarăși chiftele și cartofi prăjiți. Grătarul nu funcționează la ora asta. E prea dimineață pentru grătar. Hai să intrăm înăuntru, să vedem ce avem și înăuntru. Mezele, cașcaval și alte prostii. Așa. Aici, în stânga, fructe. Ba nu, legume, aceleași legume. Dar avem și la prânz. Și la cină, în dreapta, pâinea. Hai să vedem pe mijloc ce e. Avem dimineața aici, sunt ouă. Asta nu știu ce e. Pateu pare că e. Aici piure. Aici cârnăciori. Cuscuș. Iarăși cârnăciori. Și acolo roșie cașcaval. Cereale. Acolo cereale și aici fructe, iaurt și fructe. Fel de prăjiturici cu noaptea în cap, aici se repetă, cred, ce era mai în spate. Ouă, pateu, piure, cârnăciori și cam atât, și cuș-cuș. Omlete, da, cred că o să-mi iau și o omletă și niște cereale. Acum plec spre Hurghada și mă urc într-un Uber. Am comandat un Uber. Hello! Can I put this here, yeah? No problem. Okay. Oh. Where are you, Mr. Anthony? What? Hurghada or where? Yeah, Hurghada Fruit Market. Hei, hei, salutare! Am găsit o biserică creștină aici în Hurghada. Deci să vedeți cum arată. Aduce ceva din ce e al lor pe aici. Cam asta e.
Aici avem curtea, dar văd și ceva de-al lor aici expus prin curte. Da, nu prea. Am întâlnit câțiva creștini aici, dar nu-s ca noi. Biserica nu-i ca a noastră, clar că nu-i ca a noastră. Hai să ieșim din biserică și să mergem spre piața de fructe. Bye bye! Da, hai să mergem spre piața de fructe. E o întreagă aventură aici să traversezi strada. Trebuie să alergi. Chiar dacă stai pe trecerea de pietoni, trebuie să alergi, altfel nu poți. Dar nu știu ce se întâmplă cu camera asta mea. Că nu filmează cum trebuie. Ia să mă reglăm un pic. Gata. Hai că e bine acum. Așa. Deci cam asta e pe aici. Cam asta se întâmplă aici pe străzi. E în asta. O întreagă aventură. Am traversat strada, am alergat pe trecerea de pietoni. Nu oprește nimeni să dea prioritate pe trecerea de pietoni. Incredibil. Mor cu zile aici. Și se claxonează. Deci se claxonează la greu. N-am văzut atât. Din nimic așa se claxonează. Un taximetrist care claxonează, dar nu înțeleg pe cine claxonează. Aici observ că se poartă masca mai mult. O port și eu, dar am dat-o jos acum. Pentru că mi-e prea cald. E foarte cald azi. Am început deja să transpir. Aici avem o reprezentanță Vodafone. Cred că aici pot să fac un fresh chestie de zahăr. Ia să. Hello. Hello. Hey, I need want fresh. Strawberry, carrot, orange, banana, apple. I don't know the name in English. Huh? Is it sugar? I don't know the name. Sugar cane. Yeah. Small, medium, big. Ce uite ce aici. Bă, asta arată bine. Arată bine rău cu asta. How much? 7? 10 bauri. This is 10? Ok. 10 cashier. What cashier? Cashier. Ah, there. Ah, ok. Ok. Trebuie să plătesc la casă, mă, frate, mă. Bă, ce am azi, mă? Take this. Pe furtele aici când stau legumele la noi în obor. Thank you. Shukran. Mamă, ce bun e. E suc din tresie de zahăr. Foarte bun. Sper să nu mă stric la burtă de la asta. Că am mai băut un fresh mai devreme. Și aici dacă te prinde așa ceva, ai pus-o, că nu prea ai unde. Deci dacă ai unde, nu prea-ți vine. E complicat, bă, frate, bă, viața pe aici, bă. Dai, ce bun e. Ce-o fi asta? Ești cu livrare de mâncare, cred. Acum eu mă îndrept spre piața de fructe. Vreau să cumpăr niște fructe de acolo. Fructe pe care noi nu le găsești sau le găsești foarte rar și foarte scumpe. Asta e un fast food, o șaormerie. Uite, ăsta mai are un pic și intră în mine. Băi, ești nebun?
mor 14 zile. Și asta e tot o șaormerie. Dacă vin pe aici o să mănânc până să văd cum e. Priviți cum stau copiii să traverseze. Ia uitați-vă, frate. Mă mir cum de n-au fac accidente la modă, să zic așa. Nu, dar s-a făcut cald. Aici e tot o shawarma. Nu, sorry. Aici face clătite. This is pancakes? Ok, da, clătite. Mă salută toată lumea. Măcar asta e bine, mă, frate. Uite, mă, lipie. Miroase și bine aici. Bă, da, ce bun e sucul ăsta. Dacă veniți aici să luați fresh de ăsta de oricare, e foarte bun. Ia uita. Las clansoane. Sau clansoane, cum zic unii. Parcă-s nebun, mă, așa claxonează oamenii ăștia. M-a luat ăsta de la sucul ăsta, că e cam rece. E probabil că dacă stai aici, te obișnuiești și cu claxoane și cu tot ce se întâmplă pe aici. Acolo e piața de fructe, dar o să intru prin partea cealaltă. Deci, acum eu ar trebui să traversez strada, dar sunt într-o curbă aici, nu văd bine mașinile. Hai să ne mai vedem ce avem aici. Tot o șaormerie. O șaormerie. Așa, o să încerc să traversez pe aici. Ăsta pare a fi un fel de mall. Deși e cam mic acolo. Hai să începem să traversăm pe aici. Aici unde încetinesc ăștia. Că altfel lupă nu, frate, bă. E o întreagă aventură. Mai că-mi face semn să trec. Bă, noi ăștia care suntem obișnuiți să traversăm regulamentar strada, avem probleme mari aici. Deși Coni, ăștia s-au supărat că i-am filmat. Ce înseamnă lumea a treia? Dar avea un Kawasaki acolo. Totuși. Hai să traversăm iarăși. Să văd ce sucuri au ăștia. Te fiu cu ochii în patru aici. Mă, frate, periculos. Deci uitați ce sucuri sunt aici, care la noi nu sunt. Șveps de rodie. Bă, ești nebun. Șveps de rodie. Și... da, o să iau și eu șveps ăsta de rodie. De la Pepsi ce avem? Mirinda, 7-Up. Da, e normal, ce avem și noi. Ce avem și noi. Mamă, și aici e piața de fructe. Deja am ajuns pe intrarea asta lată. Trebuie să beau sucul ăsta, mai am un pic din el. Trebuie să beau din suc și pe urmă să... Băi, să uită ăștia la mine. Deci că sunt tot extraterestru, nu? Pui la rotisor. Hai să intrăm în piață. Hai să intrăm în piață să vedem ce rezolvăm în piață. Ce găsim?